Ne pregătim să circulăm ca înapoi în viitor. Guvernul a aprobat o hotărâre de lege prin care circulația cu trotinetele electrice este reglementată. Trotinetiștii sunt obligați să meargă pe pista de biciclete dacă ea există și nu au voie să circule pe trotuar. Noile legi nu sunt chiar noi în toate orașele. În Cluj, trotinetele sunt interzise în parcuri încă de anul trecut. Lipsa unor reguli de circulație a dus la peste 250 de accidente în ultimii 5 ani, printre care și un deces. Cu trotineta merg 3 km și nu am ce faci cu ea. Avem piste? Avem tot ce ne trebuie? Avem, dar nu peste tot. Adică în Copou este și mai sunt în oraș, dar nu peste tot. Admir cei care au luat decizia să meargă pe trotinete, dar într-adevăr trebuie să știi să și o conduci. De multe ori am fost nevoită să mă ferez de ei mergând pe stradă sau pur și simplu ieșind la o mică plimbare. Merg și pietonii pe pistele de biciclete. Ar trebui să se facă niște piste ca lumea, să putem circula și noi. În juriu la Radu Sechei și întrebarea este, sau sunt două întrebări la care o să vă invităm să răspundeți. Unu, cum stăm cu educația rutieră în școli? Și doi, cum se poate rezolva în sfârșit și la noi problema transportului școlar? Pentru că auzim des de părinți care în marile orașe fac o oră și jumătate dimineața dus sau dus întors, o oră și jumătate de seara dus întors, este timp epuizat, pierde și economia, pierd și părinții, pierd și copiii. Cred că e mult mai ușor să răspund la prima întrebare. Și la a doua. Deși la ambele aș putea răspunde că nu stăm foarte bine. În momentul de față, educația rutieră în școli este făcută de parteneri din mediul ONG. Există câteva asociații care intervin la nivelul școlilor și organizează activități de educație rutieră, pentru care le mulțumim, pentru că părerea mea și e împărtășită de colegii mei din minister în momentul de față, din conducerea ministerului, trebuie să facem apel la competențele care există în societate, fie în mediul societății civile, fie la alte instituții ale statului, pentru a sprijini procesul educativ. Educația nu se întâmplă doar în școală, ci educația este un proces care se desfășoară în societate, iar școala coordonează acest proces. De aceea vrem să introducem în trunchiul comun, cum se spune în termeni tehnici, adică să devină obligatoriu un program de educație pentru viață, un program modular care va funcționa din ciclu primar până la liceu și care ciclic, într-un mod spiralat, va relua anumite module de educație rutieră, de exemplu educație financiară, educație pentru sănătate și educație de prim ajutor, de exemplu, care sunt importante, dar cărora nu ar trebui să le dedicăm o oră pe săptămână în sistemul clasic, ci vor fi organizate modular, așa cum spuneam, și vor fi reluate pe cicluri pentru a construi pe ceea ce elevii au învățat în ciclul anterior. Asta referitor la educație rutieră, recunoaștem, este un aspect foarte important care trebuie dezvoltat în învățământ, pentru că de multe ori școala românească este acuzată că educă la un nivel teoretic, însă nu transferă copilul, să nu dezvoltă la copii și tineri abilități practice de supraviețuire în societate și nu îi transformă, nu îi formează în adulți independenți. În ceea ce privește transportul, e mai complicată situația pentru că avem nevoie de foarte multe reglementări din alte sectoare care nu țin neapărat de educație. Naveta către școli este reglementată prin lege între localitatea de domiciliu și școală. Este decontată la un anumit nivel, pe baza unui cost standard. Însă, dincolo de asta, noi, ca autoritate publică în domeniul educației, nu putem interveni pentru a forța autoritățile locale sau operatorii privați să opereze pe anumite rute unde e nevoie de transport. În consecință, în PNRR, despre care s-a vorbit puțin mai devreme, este prevăzută achiziția a peste 3.000 de microbuze școlare, de cel puțin 6 plus 1 locuri, care să asigure transportul elevilor la școală, dar vorbim aici mai ales de mediul rural și acolo unde există distanțe mai mari între domiciliu și forțații, școală. Vă rugăm, forțații și... avem o altă
Mulțumim. Forțați-i și în mediul urban. Eu vreau să văd ca în filmele din America, vine autobuzul în fața acasă și le ia pe copil ca să nu mai fie nevoit părintele să ducă. Să știți că s-a încercat. Există un asemenea proiect, a fost și la București. În acest moment se pilotează la Sibiu rute școlare și chiar am văzut că după primele două săptămâni s-au schimbat puțin rutele pentru a ne asigura că fiecare copil ajunge cât mai ușor la autobuz. Nu se oprește chiar în fața casei, dar poate la colțul străzii. Să vedem dacă funcționează, poate va fi preluat și de alte orașe.